Decor de toamnă în Constanța, mai multe intersecții din oraș au fost amenajate specific toamne cu baloți de fân, dovlecei și floricele. Temperaturile ușor scăzute, dar și vântul rece sunt semne clare că toamna începe să-și facă simțită prezența încet, dar sigur, iar pentru a marca venirea toamnei, dar și ziua recoltei, o parte dintre intersecțiile din Constanța au fost decorate cu dovleci, baloți de fân și flori de toamnă. Este opera furnizorilor care lucrează primăria Constanța. Sunt decoruri de sezon. În perioada aceasta se celebra și poate că unii încă o mai fac ziua recoltei și atunci sunt elemente specifice la recolta de toamnă. Constanțenii s-au arătat încântați de amenajarea alveolei din intersecția de la Dacia. Foarte drăguț, întotdeauna aici la Dacia a fost frumos. Da, este drăguț, mai ales că a venit toamna, așa repede. Cam bine, dau bine la peisaj. Frumos, bine ziua recoltei și de aia, e foarte frumos. Anul acesta, toamna astronomică a început în 22 septembrie. La echinocțiul de toamnă, ca și la cel de primăvară, ziua este egală cu noaptea în orice loc de pe pământ. După echinocțiul de toamnă, ziua devine tot mai scurtă, iar noaptea tot mai lungă, până la solstițiul de iarnă.